Bună seara, sunt Angela Bunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O nouă funcție pentru Arture Eșetnikov, acesta a fost propus de guvern pentru postura de judecător la Curtea Constituțională. Trei oameni au murit în Franța, iar alți 13 au fost răniți după ce un individ a deschis focul în zona unui târg de Crăciun. Protest și contraprotest la judecătoria din Urhia, acolo unde a fost adus membrul platformei Da Gheorghe Petic. Unii au venit să-l susțină, alții să ceară condamnarea lui. Târgul de Crăciun din spatele guvernului va costa nu 8, ci 11 milioane de lei. Ministra Monica Babuc a cerut bani suplimentari pentru a procura camere de supraveghere în zona târgului. O nouă candidatură neașteptată pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională. Guvernul l-a propus astăzi pe deputatul democrat, fostul comunist Artur Eșetnikov. Acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii. Se propune candidatura domnului Artur Eșetnikov în funcție de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani. Domnul Eșetnikov corespunde condițiilor pentru numire prevăzute de legislația în vigoare, are pregătire juridică superioară, o înaltă competență profesională și vechimea necesară în activitatea juridică. Artur Eșetnikov face parte din așa zisul grup al deputaților transfugi care au părăsit fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și au trecut la democrați. Anterior a deținut și funcția de șef al SIS. Eșetnikov a ajuns în atenția publicului și după ce în 2010 ar fi fost răpit, sechestrat și torturat potrivit lui de către persoane necunoscute. Буквально в смысле похищен в центре города, избитый, запал в автомобиль в наручниках, увезли меня в неизвестное направление, в какое-то помещение и пытались различным способом, в том числе инсценировали убийство путем выстрела в затылок, в виски, с целью, чтобы я дал какой-то, по их мнению, компромат, который у меня есть на Воронине. Значит, меня вытолкнули где-то в городе, связанными с... Presa a mai scris că Eșetnikov ar fi chiar unul dintre nepoții de gradul 2 al lui Vladimir Voronin. Deputatul a intrat în actualul parlament pe listele Partidului Comuniștilor, iar în 2015, împreună cu alți 13 colegi, au părăsit fracțiunea. Curva întotdeauna ridică prăjină. Faptul este fapt. S-a prezentat, nu s-a prezentat. Trădare. Trădare nu așa, când... Noi dar cunoaștem mai multe decât le spunem în Parlament și în societate, ce a fost, cum a fost. Ulterior au trecut la democrați. Ieri, fostul procuror general Corneliu Gurân a fost numit în funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta a declarat că propunerea l-a luat prin surprindere, dar a acceptat-o. Avem o știre de ultimă oră. Fostul șef al Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, revine într-o funcție publică. Acesta a câștigat concursul pentru funcția vacantă de membru al Curții de Conturi al Republicii Moldova. Informația a fost oferită pentru site-ul tv8.md de către președintele Curții, Veaceslav Untilă. Candidatura lui Chetraru urmează să fie propusă Parlamentului vineri pentru a fi numit în funcție. Viorel Chetraru a deținut funcția de director la Centrul Anticorupție din 2009 până în 2017, perioadă în care a avut loc jaful secolului, adică s-a furat din bani publici $1 miliard. Anul acesta el a obținut și licență de avocat. Continuăm și cu alte știri. Teroare în Franța. Un atac armat ce s-a produs aseară la Strasburg, în zona târgului de Crăciun, s-a soldat cu 3 morți și 13 răniți. Poliția se află pe urmele agresorului, care a reușit să fugă de la fața locului după ce a tras de mai multe ori și în polițiști. Între timp, câteva persoane apropiate suspectului au fost reținute, iar procuratura a pornit o investigație pe fapte de terorism și omor. În seara atacului, în oraș se aflau și câțiva deputați moldoveni care nu au avut de suferit. Non, maman. Mon Dieu.
În jurul orei 8 seara, atacatorul a început să tragă dintr-o armă automată în mulțimea care se afla în mijlocul târgului de Crăciun din Strasburg, pe una dintre cele mai aglomerate străzi. 3 oameni și-au pierdut viața, iar alți 13 au fost răniți, dintre care 8 se află în stare gravă. Printre victime nu figurează moldoveni. Mais j'ai eu très très peur parce que quand ils ont dit que ça c'était vraiment des sacrés coups de feu quoi. Et après là, c'était un moment de panique, donc tout le monde courait partout. Il y avait les policiers qui disaient de partir, de se cacher, donc c'est ce qu'on a fait. Atacatorul a fost identificat, dar a reușit să fugă de forțele de ordine după mai multe schimburi de focuri de armă în care au fost răniți câțiva polițiști. Acesta a plecat cu un taxi, fiind căutat în continuare de oamenii legii. Într-un interviu pentru o sursă media franceză, secretarul de stat a menționat că cel mai probabil suspectul să fi părăsit deja Franța. Despre acesta se cunoaște că are 29 de ani și se afla deja în vizorul poliției pentru mai multe cazuri de furt și alte acte violente, având în total 27 de condamnări. Conform oamenilor legii, acesta figura și într-o listă a persoanelor care prezintă risc pentru securitatea statului. An investigation was open for terrorist conspiracy, assassination, attempted association along with the terrorist conspiracy. Procurorul a mai anunțat că 5 persoane apropiate suspectului au fost reținute și se află în detenție. Președintele Macron și-a prezentat aseară condoleanțele pe Twitter și a convocat o celulă de criză interministerială, iar astăzi și Consiliul de Miniștri. This morning we are thinking of the victims, their families and close ones. We are thinking of the events that took place yesterday evening in Strasbourg. Ce qui est arrivé hier soir est incontestable. What happened last night was undoubtedly an attack, a form of terrorist attack. În semn de solidaritate cu victimele incidentului, astăzi târgul de Crăciun din Strasburg a fost închis. Polițiștii au continuat să patruleze și să percheziționeze zona și guvernul de la Chișinău și-a exprimat condoleanțele în legătură cu acest caz tragic. Fosta vicepreședinta Curții de Conturi, Tamara Andrușca, a preluat șefia la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul ședinței guvernului. Aceasta îl va înlocui pe fostul director care și-a dat demisia. În ultimii 2 ani, aceasta a deținut funcția de vicepreședinta Curții de Conturi, dar și-a prezentat demisia la 30 noiembrie curent, după ce solicitarea a fost aprobată de Parlament. Tamara Andrușca a fost vizată în mai multe investigații jurnalistice de pe portalul anticorupție.md, potrivit căruia ar fi ocupat poziții în companii apropiate omului de afaceri, liderul PD Vlad Plahotniuc. Totodată în 2017, femeia ar fi beneficiat de o donație în mărime de 80.000 de lei de la Fundația Edelweiss, patronată de Vladimir Plahotniuc. Atunci funcționar a declarat că suma de bani primită a fost utilizată în scopuri de tratament. Am încercat să vorbim cu aceasta, dar ne-a trimis un mesaj prin care ne-a anunțat că este ocupată și nu poate vorbi. La alegerile parlamentare din februarie 2019 vor putea participa 46 de partide și organizații social-politice. Lista cu formațiunile a fost publicată astăzi de Comisia Electorală Centrală. Mai multe detalii are colega mea, Felicia Crețu. Bun găsit! În cadrul alegerilor parlamentare din februarie 2019, 46 de partide și organizații social-politice au dreptul să participe. Totodată, cei care ținut că în cazul a 25 de partide politice, mandatul conducătorului este expirat. În acest context, Comisia a solicitat partidelor politice ajustarea informației privind mandatul conducătorului formațiunii din registrul partidelor politice deținut de Agenția Servicii Publice. Desemnarea candidaților pentru funcția de deputat și înregistrarea acestora în calitate de concurență electorală va începe cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor, adică pe 26 decembrie curent. Campania electorală pentru toți concurenții înscriși în cursă, atât de către CEC la nivel național, cât și de către consiliile electorale în circumscripțiile uninominale, va începe cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, pe 25 ianuarie 2019. Potrivit CEC, în registrul de stat al alegătorilor sunt înscriși 3.265.997 de persoane cu drept de vot. Liderii opoziției extraparlamentare Andrei Năstase și Maia Sandu au prezentat astăzi la Strasburg petiția prin care cer ajutor de la europeni în descoperirea jafului miliardului. Documentul ar fi fost semnat de peste 50.000 de moldoveni. Autoritățile de la Chișinău nu au recuperat niciun bănuț, nu au sancționat nimeni.
petiție a fost acceptată de unul dintre europarlamentari, Petras Austrevicius, care a dat asigurări că furtul miliardului va fi investigat. We insist on a full investigation of this Landromat case. 1 billion belongs to people. It should be returned to people of Moldova and I hope the in fact justice will come. Inițierea petiției a fost anunțată de Mișcare de Rezistență Acum și reprezentanții societății civile încă în septembrie. Atunci liderii opoziției au declarat că vor cere urmărirea penală a cetățenilor Republicii Moldova care se fac vinovați de spălări de bani și au fost implicați în furtul miliardului. De partea cealaltă și democrații au elaborat o petiție similară pe care, potrivit Ziarului Național, au depus-o la sediul delegației UE în luna noiembrie. Aceasta ar fi fost semnată de 100.000 de cetățeni, iar printre solicitări se numără și verificarea dacă și unii lideri ai opoziției ar fi beneficiat de pe urma fraudei bancare. Și salvatorii au nevoie de ajutor. O auto specială în care se aflau 3 pompieri s-a răsturnat în timp ce se deplasa la o chemare. Accidentul s-a produs acum 2 zile, în jurul orei 6:30. Echipajul de pompieri urma să ajungă în satul Podgoren din raionul Orhei. Într-o curbă, din cauza ghețușului de pe asfalt, șoferul a pierdut controlul volanului, iar auto speciala s-a răsturnat. Niciun pompier nu a avut de suferit în urma accidentului. Democrații își doresc în viitorul Parlament coaliție cu reprezentanții viitorului bloc acum, cel puțin. Așa susține președintele Parlamentului, Adrian Candu. Reprezentanții celor două partide extraparlamentare afirmă însă că orice parteneriat cu democrație este inadmisibil și chiar absurd. Nu este pentru prima dată când democrații fac asemenea declarații. În campania electorală pentru alegerile prezidențiale, democrații au declarat public că o vor susține pe candidata PAS PPD Maia Sandu. Cu toate acestea, rapoartele de monitorizare a presei au arătat atunci că mass media afiliată Partidului Democrat l-au susținut în prezidențiale pe candidatul socialiștilor Igor Dodon, atacând-o pe Maia Sandu. V-aș vedea ca și partener în coaliție reprezentanții blocului acum sau a partidelor PAS și Platforma DA. Cel puțin ei pretind că sunt echipe pro-europene, pro-occidentale, cu viziunile pe care le împărtășim și noi. Și nu văd cum am putea să facem coaliție sau parteneriat cu Partidul Socialiștilor, care suntem complet opuși din punct de vedere a ceea ce credem noi că e bine pentru țară. Reprezentanții partidelor PAS și PPD neagă orice posibilă colaborare cu democrații și consideră declarația președintelui Parlamentului drept manipulatoare. Este absolut inadmisibil așa ceva. Domnul Candu este un maestru al ipocriziei, este evident, un maestru al dezinformării și manipulării. Prin asemenea declarații încearcă să-și înalbească imaginea partidului pe care îl reprezintă. Nu există nicio șansă să facă coaliție cu blocul acum. Este încă o încercare de a dezinforma și a manipula opinia publică. Partidul Democrat deja este într-o alianță cu Partidul Socialiștilor de Republica Moldova și chiar dacă își mai trimit săgeți altuia, guvernează foarte bine împreună. Și anul trecut, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a declarat de mai multe ori că nu va face sub nicio formă coaliție cu Partidul Democrat. Potrivit sondajelor de opinie făcute publice în ultima perioadă, în legislativ ar accede 4 partide. Este vorba de PSRM, PAS, PD și Platforma DA. Andrei Năstase va trebui să-i achite socialistului Ion Ceban 1 leu. Liderul PPD a fost obligat de instanța de judecată să plătească această sumă, dar și să dezmintă o declarație făcută în cadrul unei emisiuni televizate în timpul campaniei electorale, când ambii aspirau la funcția de primar al capitalii. Pentru că nu este de acord cu această decizie, avocatul lui Năstase a declarat că o va ataca la Curtea de Apel. Motivul pentru care Andrei Năstase a fost chemat în judecată a fost o acuzație adusă în adresa lui Ion Ceban în cadrul unor dezbateri electorale de la un post privat de televiziune din 11 mai curent. Despre asta vorbesc 4 ani de zile. Și dumneavoastră, nu, că vorbiți este ok. Ce ați făcut? Ce ați reușit? Pentru că atunci, demersuri concrete. Pentru că atunci când a trebuit în 2016 să votați cu toții, într-o quasi unanimitate, înstrăinarea unor imense voturi de pământ. Eu vă rog un singur exemplu.
Această afirmație l-a jignit pe Ion Ceban, astfel că l-a atacat în judecată pe Andrei Năstase. Instanța i-a dat dreptate și l-a obligat pe liderul PPDA ca, în termen de 15 zile, să dezmintă acest fapt și să spună public că informațiile sunt false. De asemenea, Năstase trebuie să-i achite lui Ceban suma de 1 leu, cu titlu de prejudiciu moral. Într-o postare pe pagina sa de pe o rețea socială, Ion Ceban susține că a solicitat 1 leu pentru a arăta prețul cuvintelor lui Andrei Năstase. Repet, fracțiunea socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău nu a votat niciun proiect cu privire la repartizarea funciară în aproape 4 ani și a developat majoritatea schemelor în acest sens. Sute. Noi am pledat și insistăm pe licitații publice, nu doar în acest domeniu, a scris Ion Ceban. Între timp, avocatul lui Andrei Năstase califică decizia instanței drept una ilegală și spune că o va ataca la curtea de apel. Din ce am reușit să desprind și eu din dispozitivul hotărârii, este absolut aberant ca o instanță să dispună un concurent electoral să dezminte niște informații făcute într-o dezbatere electorală. Este contrar principiului libertății de exprimare astfel de soluție a instanței. Fii sigur că domnul Năstase va contesta în instanță de apel, deja în procedură legală, și va prezenta instanțe argumente sale. Dar, repet, ca și avocat, ca și jurist, califică o astfel de soluție total ilegală. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile din momentul pronunțării dispozitivului hotărârii prin intermediul judecătoriei Chișinău. Nori negri s-au abătut asupra premierului britanic Theresa May, aceasta ar putea să fie demisă din funcția de prim-ministru. Votul de neîncredere împotriva ei urmează să fie discutat diseară, începând cu ora 20. I spent yesterday meeting Chancellor Merkel, Prime Minister Rutte, President Tusk and President Juncker to address the concerns that MPs have with the backstop, and we are making progress. I was due to travel to Dublin this afternoon to continue that work, but will now remain here in London to make the case for my leadership with my parliamentary colleagues. Declarațiile premierului britanic au fost făcute în prima parte a zilei. În schimb, de seară, într-o sală din Camera Comunilor, se va discuta convocarea unui vot de neîncredere pentru premierul Theresa May. Asta după ce luni ea a decis să amâne votul asupra acordului încheiat cu Uniunea Europeană pentru retragerea țării sale din blocul comunitar, de teamă că deputații vor respinge acest acord. Votul de neîncredere este inițiat chiar de colegii de partid, nemulțumiți de acordul privind Brexitul pe care guvernul a încheiat cu Comisia Europeană. Spun că Londra nu preia controlul asupra frontierelor, legilor și finanțelor sale, așa cum s-a cerut la referendum. Ieri, șefa executivului de la Londra a fost într-un turneu în mai multe țări europene în încercarea disperată de a convinge pe liderii europeni să renegocieze ieșirea Marii Britanii din UE. Am avut discuții lungi și sincere cu Theresa May despre Brexit. Este clar că cele 27 de țări UE vor să ajute. Întrebarea este cum? A scris președintele Consiliului Europei pe pagina sa de Twitter. Votul de neîncredere va avea loc diseară între orele 20 și 22. Va fi unul secret, iar rezultatul va fi anunțat imediat, scrie Digi24. Dacă rămâne fără susținere, se vor organiza alegeri în cadrul Partidului Conservator pentru funcția de premier, la care Theresa May nu va mai putea participa. Culmea corupției, un bărbat care era deținut în izolatorul Centrului Anticorupție ar fi încercat să corupă colegii de celulă. Acesta le-ar fi cerut câteva mii de euro. Cei din urmă însă l-au denunțat, iar acum bărbatul este cercetat și pentru trafic de influență. Potrivit Centrului Anticorupție, acesta ar fi cerut de la 2 colegi de celulă figuranți pe alte dosare de corupție 5 și respectiv 7.000 de euro. În schimbul banilor, individul susținea că va influența procurorii anticorupție care conduceau urmărire penală în cauzele în care aceștia erau învinuiți și judecătorii de instrucție care urmau să examineze demersurile privind prelungirea măsurii preventive. Arestarea preventivă urma să fie înlocuită cu o măsură mai blândă, cum ar fi arestarea la domiciliu sau eliberarea provizorie sub control judiciar. În urma denunțului colegilor de izolator, învinuitul a fost reținut din nou. Acesta și-a recunoscut fapta. Dacă îi se va demonstra vinovăția, acesta riscă până la 7 ani de închisoare. Individul a ajuns în izolatorul CNA după ce la sfârșitul anului 2017 ar fi solicitat 20.000 de lei, după care alți 2.000 de euro de la un om de afaceri. În schimbul acestor bani, urma să-i prelungească acestuia contractul de arendă funciară a unui teren din proprietatea publică pe care antreprenorul îl folosea în activitatea sa comercială. Un bărbat de 54 de ani a decedat după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Tragedia a avut loc aseară în jurul orei 22:30 pe strada Matei Basarab din sectorul Râșcani al capitalei. Incendiul s-a produs la etajul 3 al blocului. Ajunși la fața locului, salvatorii l-au găsit în odaia plină cu fum pe proprietarul apartamentului în stare inconștientă. Bărbatul a fost predat echipe de medici de la ambulanță care ulterior au constatat decesul persoanei. Pentru a stinge flăcările la fața locului au intervenit
venit 4 autospeciale. Focul a distrus și bunurile din locuința, evaluată la 20 de metri pătrați. Conform datelor Inspectoratului General pentru situații de urgență, în acest an, în Moldova, s-au produs peste 1500 de incendii, în urma cărora și-au pierdut viața 104 persoane. Economisesc sau nu moldovenii energie electrică? Majoritatea celor cu care am discutat în stradă spun că încearcă din răsputeri să fie cât mai economi, fie sting lumina mai devreme, fie în genere stau pe întuneric. O confirmă și vânzătorii de electrocasnice, care precizează că moldovenii sunt destul de atenți la cât de multă energie consumă un anumit aparat. Nu și reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică. Aceștia susțin că dacă oamenii ar fi mai precauți, atunci ar putea economisi 500 de lei anual doar de la un singur dispozitiv. Încercați să economisiți energie electrică. Cum? Sunt lumina, mă cuc mai devreme. Конечно. Я вообще вечером сижу без света. Только телевизор играю. Încercăm, dar după se primește. Я не экономлю. Очень жаль, что я не экономлю, потому что приходится очень много платить. O soluție pentru a economisi energie electrică ar fi să procurăm electrocasnice care consumă puțin. Ce drept, acestea costă mai scump. 80% din cumpărători pun întrebare cât o să consume, să fie cât mai econom. Trebuie să atrag atenția la scara care ne indică consumul de energie electrică. Este scara de la categoria D până la A3+. Cu cât mai mulți plus, mai multe de plusuri, cu atât este mai econom. Totodată este indicat consumul anual. Nu toți moldovenii însă atrag atenția la aceste sfaturi. Când vreți să cumpărați electrocasnice, vă uitați pe etichetă, este econom sau nu? Din păcate nu, mă uit doar la preț. Da, mă uit dacă este obiectul dat economic sau nu. Și constatările Agenției pentru Eficiență Energetică arată că moldovenii nu prea țin cont de cât de econome sunt produsele. Cetățenii noștri nu analizează informația de pe eticheta energetică a produselor electrocasnice și acest fapt influențează direct asupra economiilor din familiile lor. Calculele noastre arată că doar un aparat electrocasnic poate aduce economii până la 500 de lei pe an. Cel mai puțin econome sunt electrocasnicele mici pentru bucătărie, cum ar fi fierbătoarele, aparatele pentru cafea, microundele și reșourile. Agenții economici sunt obligați să indice informațiile cu privire la eficiența energetică pe aparatele puse în vânzare. De obicei se mai atestă și nerespectarea acestor plasări de informații pe produs și atenționăm mediul de afaceri, pentru că în lipsa acestei etichete riscă amenzi de până la 15.000 lei. Pentru a îndemna pe oameni să economisească mai mult, Agenția pentru Eficiență Energetică a dat startul unei campanii de informare. Au ales să o lanseze în preajma sărbătorilor de iarnă, atunci când rețelele de magazine oferă reduceri la electrocasnice. O nouă ședință de judecată în cazul lui Gheorghe Petic s-a lansat cu un protest de susținere a acestuia, dar și cu un contraprotest. Unii au venit să-l susțină pe fostul polițist de frontieră, cerând ca acesta să fie eliberat, iar alții au solicitat condamnarea lui pentru viol. Gheorghe Petic ar fi declarat, potrivit unor surse media, că ar fi supus foamei și torturat în penitenciar. De partea cealaltă, Autoritatea Națională a Penitenciarilor a negat aceste informații, precizând că învinuitul are parte de aceeași cantitate de mâncare ca toți. Aici, unde am venit să-l susținem pe Gheorghe Petic, iată aici, sunt colegii mei care au venit să-l susțină pe Gheorghe Petic și vis-a-vis de judecătorie. Lume, mulțime adus aici de reprezentanță în ușor. Ambele manifestații au avut loc în fața judecătoriei Orhei, unde acum 2 zile a fost transferat dosarul lui Petic. Localnicii și-au manifestat indignarea față de judecarea dosarului în orașul lor, venind echipați cu pancarte. Pe numele lui Gheorghe Petic, polițistul care făcuse anterior dezvăluiri despre scheme de contrabandă cu țigări la frontieră, a fost pornită o cauză penală pentru viol. Acesta urmează să rămână în arest preventiv până pe 21 decembrie. Târgul de Crăciun va costa cu 3 milioane mai mult. Dacă inițial au fost alocate 8 milioane de lei pentru organizare, alte 3 milioane au fost alocate astăzi printr-o hotărâre de guvern la solicitarea ministrei educației Monica Babuc. Banii vor merge la instalarea unui sistem de camere de supraveghere pentru carusele și reparații. Între timp, lucrările de pregătire sunt întoi.
Muncitorii lucrează de zor uneori, chiar și peste program. Totul pentru a pregăti la timp deschiderea târgului, care va avea loc în această sâmbătă. Să curg lucrările, frig. Da, trebuie să terminăm, trebuie. Avem încotro. Acoperișul face. Căsuțe sunt făcute din lemn cu decorații. Acum, în jurul ei, am plasat unele desene deja pentru... Да, декоративы. Это устилается один большой коврик, он будет светиться. Это домик Санта-Клауса, где он будет сидеть, принимать деток. Но у нас это будет мажорила. Ребята его скоро задекорируют для того, чтобы это было весьма симпатично. Накинем иллюминацию праздничную. Украсим его и праздник готов. În acest an se fac și îmbunătățiri pentru trotuarul accidentat pe alocuri. Astfel, porțiunea din fața patinoarului va fi îndreptată cu un strat de asfalt. Spune asfalt ca să înălțăm, că aici se grămădește apa, când merge lumea se grămădește apa. Dar noi punem asfalt să facem scurgere. Noutatea din acest an este o defilare a păpușilor Teatrului Licurici, fiind un proiect al Universității Tehnice. Instalația e chiar în fața teatrului, păpușile nu trebuie să plece foarte departe de casă ca să facă o plimbare. Marea parte a zilei și serii vor defila pe aici. Cele 3 milioane de lei ceruți suplimentar vor fi alocați din contul economiilor neutilizate de către Ministerul Educației și Agenția de Investiții la solicitarea organizatorului Moldova Concert. A fost constatată necesitatea suportării unor cheltuieli suplimentare neprevăzute, în primul rând pentru instalarea unui sistem de supraveghere video pentru asigurarea securității vizitatorilor. Știm foarte bine evenimentele care s-au produs în Strasburg ieri la Târgul de Crăciun. Din acești bani vor mai fi instalate 2 carusele pentru copii și vor fi reparate acoperișurile pentru mai multe căsuțe de lemn, se arată în hotărârea de guvern. Târgul de Crăciun este la a doua ediție și va fi deschis între 15 decembrie și 15 ianuarie, pe strada 31 august, între străzile Alexandru Pușkin și Bănulescu Bodoni. Până acum au fost cheltuiți 8 milioane de lei pentru organizare. Cu riscul de a înhăța amenzi chiar și de 10.000 de lei, unii oameni continuă să vândă petarde în locuri interzise. De asta s-a convins colega mea, Diana Popa, care a cumpărat o pocnitoare de la Piața Centrală din Capital. A surprins momentul cu telefonul mobil. Totuși, când a revenit la tarabă cu microfonul și cameramanul, vânzătorul a negat că a vândut petarde și a presupus că jurnalista ar fi încurcat ceva. Nu a fost greu să găsim tarabele unde se vând și petarde, pe lângă tot felul de instalații de Crăciun. Bărbatul ne-a vândut o pocnitoare cu 25 de lei, dar ne-a avertizat să fim și atenți pentru a evita traumele. Asta la ce preț? Care? Aceea 150 lei. Asta? Care? Aceea 25 lei. Dați-mi, rog, până. Nu m-ați luat seama. Nu, v-ați spune, ați luat seama, că m-a prins doar să-ți vârlic, nu s-a ținut seama. Când am revenit la aceeași tarabă, deja cu camera de filmare, vânzătorii s-au schimbat cu locul, au ascuns o parte din marfă sub o plapămă și nu păreau atât de binevoitori. Cel de la care am procurat pocnitoarea a negat totul și a zis că îl încurcăm cu altcineva. De ce aveți acolo sub plapămă? Ce avem? Dacă avem cabluri, avem... Nu, acolo sub plapămă. Dar ce vă trebuie cablu? Și să râd dacă nu am nimic. La cine e procurat? La mine e procurat. Ia tot ține în mână. Dar poate încurcat ceva, doamnă. Dar poate tot ce arătați ceva. Dar poate dumneavoastră încurcat ceva, nu? Imposibil, dar arătați poate ceva. Poate sunteți tânări, poate nu țineți minte de unde ați procurat, ce ați procurat. Dumneavoastră îmblați prin piață, dar nu țineți minte. Și la alte tarabe pe care le-am filmat inițial cu telefonul mobil că oferă articole pirotehnice în vânzare, situația s-a repetat. Comercianții au negat că vând artificii, iar unii au spus că pur și simplu treceau pe alături. Asta 10 lei? Da, 10 lei pe chestia asta. Oricare. Da, asta mai mare? Sunt mai mare ca așa. Așa, 5 lei bucata, că bucnesc tare. Dacă este ca așa de 2 lei bucata. Ce zic? Bucnesc și-ați fără grijă. Ce spuneți, vă rog, la ce preț în focuri de artificii? Da, eu nu le vând, eu știu. Nu dumneavoastră? Nu. La cine? Da, eu știu și mă întrebați. Păi stați acolo, v-am văzut. Unde? La masă. Așa n-am voie să mări prin piață? Păi stăteați chiar la masa vânzătorului. Nu mai stăteam. Dar la ce preț în focului de artificii? Mult este care copiii să joacă. Aha. Nu am așa, și-au rămas de anul trecut cu câteva bucățele și au rămas așa. Da, astea mai mari care sunt aici? 50 de lei. Dar știți că este interzis comercializarea? Vă spun că ne-au rămas câteva bucățele. Nici... Vânzătorii de la tarabele din preajmă au spus că nu știu nimic despre aceste situații. Скорее всего, я не знаю. Mulțumesc, nu știu. Nu știu, nu am văzut. Totuși, potrivit administrației pieții, tarabele sunt verificate aproape în fiecare zi. Eu personal am fost sâmbătă în teritoriu și duminică. Acum băieții îmblă, inspectorii îmblă în fiecare zi,
Noi nu putem să-i amendăm, nu avem niciun fel de posibilități. Cumpărătorii recunosc că nu au încredere în artificiile procurate de la piață. Cred că într-un magazin oficializat. A, nu de la piață? Nu. Păi nu am încredere, nici luminițele tot nu le-am procurat de la piață. Adică ceva cu garanție. Eu mă tem. Vă temeți? Da. Când eram mic, puneam cu deiști la probleme. Specialiștii recomandă oamenilor să procure artificiile din locuri autorizate și să le utilizeze conform instrucțiunii. În primul rând trebuie să le procurăm de la magazinele specializate, licențiate, din cauza că putem să numerim articole care pot fi deteriorate. Instalându-o, trebuie obligatoriu orice artificiu sprijinit în toate patru părți, cu cărămizi, cu pietre, zăpadă. Cel mai des, folosirea imprudentă a materialelor pirotehnice provoacă traume la mâini și picioare. Potrivit serviciului de presă al Spitalului de Urgență, anul trecut de Revelion au fost înregistrate cel puțin 10 cazuri de traumatism. Potrivit datelor poliției, amenda pentru comercializarea articolelor pirotehnice în locuri interzise, cum ar fi piețe sau în afara unităților comerciale autorizate, este de cel mult 10.000 de lei. Calculatorul și internetul nu sunt doar pentru tineri. Se conving de asta mai mulți pensionari care zilnic vin la filiale bibliotecii Bogdan Petricei cu HDO din Chișinău pentru a afla secretele din domeniul IT. Unii o fac pentru a sta de vorbă cu nepoții, alții pentru a fi în rând cu lumea. Bunicii sunt ajutați de bibliotecari, iar lecțiile sunt absolut gratuite. Lângă cursor se învârte și are în cerculeț. Asta înseamnă că se va deschide documentul nostru propriu zis. Dorina Iosop și-a amintit lecțiile de la școală, doar că nu în rol de profesoară, ci de elevă. Una ascultătoare și foarte concentrată. În trecut, profesoară de istorie, femeia este de 2 ani la pensie. Spune că dorul de copiii care sunt plecați peste hotare a adus-o aici, la cursurile IT de la filiala Bibliotecii Bogdan Petricei cu HDU din sectorul Ciocana. Știți realitatea din țară de la noi și deci au plecat împreună cu cele două nepoțele dragi și doar telefonul nu mi-ajută să pot comunica cu ei. Dorul ăsta m-a adus, știți, fără să vreau. Am lăsat tot acasă și m-am pornit aici. Chiar dacă este abia la a treia lecție, femeia se mândrește cu reușitele sale. Ce pot să fac? Deci deschid calculatorul, am intrat, am scris un document acolo, l-am pus, îl păstrez pentru mine parolul până ce încă nu mi-am făcut. Aici trebuie să apăsați și pe litera I. Eu așa greu cum găsesc literele aici. Și doamna Parascovia, în vârstă de 73 de ani, este fostă profesoară. A venit la cursurile IT pentru că, zice ea, trebuie să fie în rând cu lumea. Am auzit și eu la radio despre faptul că aici se organizează niște lecții de însușirea calculatorului și e greu de trăit în societate, în ziua de astăzi, fără a cunoaște cât de cât. Numai cam greu primești memoria, dar sper că cu antrenament, poate că acasă un pic... Și alte studente în etate spun că datorită acestor lecții le este mai ușor să comunice cu apropiații. Pot să vorbesc cu toții după hotară fără ajutorul nimănui. Câteodată chiar este nevoie de a spune câte un secret. Și nu e atât de ușor să spui secretul prin cineva. Singur se pot căuta, scrie, duce informații și transmite și la alții. Efortul pe care îl depun femeile este apreciat de profesoara cursului de IT. Încercăm să învățăm calculatorul la faza inițială. Să deschidă un calculator, să creeze un document, să comunice cu rudele sale peste hotare, să creeze un cont e-mail. Am instruit, să zicem așa, vreo 15 persoane. Anul acesta mai intensiv. Proiectul este la cea de-a treia ediție și se desfășoară în cadrul filialelor Bibliotecii Bogdan Petricei cu HDU din Chișinău, fiind o inițiativă a Primăriei Capitalei. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21, Iana Stepanenko vă așteaptă la știrile în limba rusă. La 21.30 începe noua ediție a emisiunii Politică Natalie Morari, invitatul căreia este Valeriu Munteanu, care de ieri nu mai face parte din Partidul Liberal. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!